Bună seara, dragi telespectatori! Astăzi prezentăm o scrisoare din partea unui cititor, medic pediatru din Elveția. Cum aceste tendințe din domeniul medicinii sunt asemănătoare în toate țările, emisiunea noastră redă acest conținut care dezvăluie aspecte puțin cunoscute. Noua versiune a legii epidemiilor, acceptată în luna septembrie 2012 de către Parlamentul Elvețian, este o schimbare de gândire în ce privește îmbolnăvirile oamenilor. Ministerul Sănătății din Elveția urmează să fie transformat într-un aparat puternic, guvernat de forțe absolutiste și centralizate, fără participarea federației, a cantoanelor sau a cetățenilor. El nu va fi responsabil în viitor numai pentru sănătatea cetățenilor, ci și pentru lămurirea în chestiuni de sexualitate a copilor, deja din grădinițe. Pe lângă aceasta, se va ceda și suveranitatea în favoarea Organizației Mondiale de Sănătate. Cetățeanul este înșelat prin faptul că îi se prezintă această cale greșită ca fiind o garanție pentru sănătatea sa, atât pe timp de epidemii, cât și în vremuri normale. Trupa care a născocit această lege exclude conștient întreaga istorie a medicinei, a epidemiilor și a naturii umane. Ea se orientează numai după puterea și stăpânirea oamenilor. Acest plan este în contradicție cu rațiunea umană și fundamentele științifice ale medicinei. Această trupă se comportă de parcă omenirea nu s-ar fi luptat niciodată pentru îmbunătățirea bunului cel mai prețios, sănătatea omului. Marele om de știință și medic german din secolul al XIX-lea, Rudolf Virchow, s-a exprimat în vederea miilor de morți după epidemiile de holeră, tifos și tuberculoză din vremea sa, spunând Singurele garanții pentru sănătatea durabilă a unui popor sunt educația, bunăstarea și libertatea. Această frază este încă valabilă privitor la SIDA, gripa porcină, gripa aviară, malaria și tuberculoza. A reduce sănătatea unui întreg popor la măsuri centralizate pare a fi un plan al unor oameni dornici de putere și autoritate, care l-au înțeles greșit pe George Orwell în 1984. Aceste aspecte dau de gândit și ne deschid ochii despre conexiunea ale îngrădirii libertății și în domeniul sănătății. Dacă cele auzite vă sunt un câștig, recomandați emisiunea Claghe Mauer TV mai departe, pentru ca adevărul să fie cunoscut de cât mai mulți oameni. Vă mulțumim!